Bună seara, doamnelor și domnilor! Bun găsit în cadrul unui eveniment al proiectului universitar dedicat valorilor perene, spiritualității, deși e un cuvânt care e destul de ambigu. Un eveniment cu totul aparte și vedem prin bucuria pe care o am văzând pe scenă, în primul rând încep cu poziția centrală, doamna profesor Mihaela Minulescu, un fondator de școală, un om drag multora dintre noi și cei din sală știu bine despre ce vorbesc, o personalitate care a întâlnit-o pe doamna Nic de Suzanel, doamna Felicia Valman, un cunoscător de cabala, un fondator de asemenea de centru de studii ebraice din cadrul Universității București, va fi la adânsa acasă în acest eveniment. Domnul profesor Vasileanu, cred că dânsul este o piesă de rezistență în această seară vis-a-vis de relația personală pe care a avut-o cu reputatul antropolog. Știe istorii de viață, știe complexitatea. Vă dezvălui cumva că ar fi trebuit ca doamna de Suzanel să apară cumva video în fața dumneavoastră. Au fost tot felul de dificultăți de diverse ordine, pentru că e foarte greu să aduci ceva reprezentativ în câteva minute, inteligibil. Suntem convinși că, indiferent cum am reușit să o aducem, și va fi vorba despre un scurt film dedicat focului arborelui cunoașterii și matricilor formative, pe care o să-l urmărim ca să-i simțim energia, atmosfera, prezența. Domnul profesor Lisievici m-a rugat să vă întreb, e cineva care nu știe franceza? Astfel încât să nu fie necesar ca să facem un rezumat după film în limba franceză. După figurile dumneavoastră, înțelegem că am putea să facem un scurt rezumat al filmului în limba franceză și fiecare va înțelege ce poate. Cred apoi că îngrijitoarea colecției, doamna Denise, va fi foarte, foarte, cum să zic, sporitoare în ceea ce ne va spune. Și mulțumesc lui Sorin Lucaci pentru strădania de a pune evenimentul. De altfel, este un eveniment cu partenerii noștri, editura Herald. Sunt ani de zile de când avem un memorandum de colaborare. Mă bucur de fiecare dată să-l salut pe Victor Scrima și să simțim că ceea ce se întâmplă aici este un eveniment academic de cultură și iată posibilitatea de a avea o reeditare, un text important. Doru Coldea, medicul Coldea, cel care va fi fost cu Ion Ladea, cel prin care a venit Anir Sezenel, spunea că această carte este un text fundamental chiar și pentru el, care, iată, practică o medicină, cum să zic, complexă. Îl invit în continuare, ținând o tăcere cu totul onestă vis-a-vis de faptul că habar n-am despre Anic de Suzanel comparativ cu cei care sunt aici, îl invit pe domnul profesor Petru Lisievici, director de departament, cel care susține proiectul Universitate și Spiritualitate, să spună un cuvânt. Mulțumesc! Dragi prieteni, mă bucur din nou că suntem împreună, mă uit în sală și vă recunosc că v-am văzut în repetate rânduri. Vreau să vă spun că cei care organizează evenimente se află într-un foarte mare pericol. Și pericolul ăsta l-ați observat atunci când dați drumul la televizor, nimeriți peste un talk show, acolo sunt niște invitați foarte interesanți, dar nu puteți să-i auziți din cauza că organizatorii au ei ceva de spus. Drept pentru care eu voi fi foarte scurt ca să las cât mai mult timp remarcabililor noștri invitați. Doar două lucruri vreau să vă spun. Presupun că fiecare în această sală a citit măcar unul dintre romanele lui Dan Brown. Nu-i așa? Foarte mulți, mai multe,
foarte mulți, poate chiar pe toate. Și ați observat că este acolo un personaj care este instrumental în rezolvarea a numeroase probleme complicate de diferite naturi și el este specialist în simboluri. Tragem concluzia că gândirea simbolică poate nu este chiar atât de apreciată în contemporaneitate, dar este clar că este deosebit de valoroasă. Și din cauza asta și evenimentul din această seară, nu numai din cauza asta, dar și din cauza asta, evenimentul din această seară este valoros. Dar în același timp vreau să mai spun un singur lucru. Acele culturi care nu au făcut un mix adecvat între gândirea simbolică pe de o parte și gândirea explicită pe de altă parte, nu mai sunt împreună cu noi astăzi. Vă duceți aminte? În Egiptul antic, învățăturile erau transmise numai unor inițiați, prin niște simboluri foarte complicate. În schimb, sunt împreună cu noi aceia care, încă de pe când erau captivi în Babilonul lui Nabucodonosor, se adunau în fiecare săptămână ca să afle explicit ce promisiuni le-a făcut Dumnezeu și care sunt poruncile lui Dumnezeu. Așa încât gândirea simbolică este extraordinar de importantă, dar să nu uităm că și cea explicită este la fel de importantă. Vă doresc o seară minunată! Al treilea vorbitor. Bună seara! Le mulțumesc antevorbitorilor și totodată gazdelor noastre din această seară care au făcut posibil acest eveniment, simbolismul corpului uman, eveniment prilejuit de lansarea cărții cu același nume, simbolismul corpului uman, de Anic de Suzenel în colecția Arhetip la editura Herald. Ne dorim ca pe viitor să organizăm împreună, să mai organizăm împreună astfel de evenimente importante, așa cum spunea și domnul profesor universitar Petru Lisievici, evenimente în care să vă avem alături în număr cât mai mare. Sper ca scurta ploaie să nu fi fost un impediment pentru a veni la un astfel de eveniment. Așa cum vă spuneam, editura Herald și Universitatea Spiru Haret au plăcerea de a vă invita în această seară într-un soi de călătorie, aș spune, călătorie prin lumea miturilor, interpretărilor, arhetipurilor și simbolurilor corpului uman, în cadrul evenimentului Simbolismul corpului uman, mituri și arhetipuri în tradițiile spirituale ale lumii. Ce este corpul uman? Și în ce mod este el privit în marile tradiții spirituale? Care este semnificația diferitelor părți ale corpului uman și în ce relație se află ele cu arborele vieții? Este corpul uman doar materie sau reprezintă o componentă dintr-o realitate mult mai subtilă? Iată câteva întrebări la care sperăm ca pe parcursul acestei serii, al acestui eveniment, să găsim cu toții răspunsuri de la invitații noștri. Întrebări despre simbolismul corpului uman, la care Anic de Suzenel, celebrul antropolog francez, ne propune să reflectăm. Bazându-se pe tradiția ebraică și simbolismul ebraic, Anic de Suzenel ne propune să deslușim împreună tainele corpului uman, să decriptăm formele anatomice îmbrățișând o abordare interdisciplinară și interculturală. Lucrarea sa, simbolismul corpului uman, se bazează pe arborele sefirotic, căci dacă omul este imaginea lui Dumnezeu, imaginea corpului său este reflectarea terestră a acestui arbore despre care vorbește tradiția iudaică. Gazdele au fost prezentate. Foarte pe scurt, înainte de
a da drumul acelui filmuleț despre care vă vorbea puțin mai devreme Matei Georgescu. Am să mai menționez încă o dată invitații noștri din această seară care ne-au onorat cu prezența. Este vorba despre doamna Mihaela Minulescu, profesor universitar doctor, psihanalist și psihoterapeut analist formator acreditat de Colegiul Psihologilor din România, președinte al Asociației Române de Psihologie Analitică. Domnia sa a introdus psihologia junghiană analitică în România. Doamna Felicia Valman, conferențiar universitar doctor la Facultatea de Litere a Universității București, coordonator al Centrului de Studii Ebraice. Marius Vasileanu, antropolog, istoric al religiilor, colega mea, Gabriela Denis, senior editor herald, psiholog, coordonator al colecției Arhetip, în care a apărut cartea lui Anic de Suzanel, Simbolismul corpului uman. Am să rog colegii mei să urmărim filmulețul, după care fiecare invitat va veni cu o scurtă prezentare despre personalitatea lui Anic de Suzanel și aici mă refer în mod special la doamna Mihaela Minulescu și la domnul Marius Vasileanu, care au ajuns să o cunoască în repetatele rânduri în care Anic de Suzanel a venit în România. Și bineînțeles cu întrebări, iar la final sperăm să aveți întrebări pentru invitații noștri și să primiți răspunsuri. Alors nous avons reçu la question suivante. Pourquoi dans la Bible il est dit de pas manger du fruit? Alors puisqu'on est des mutins et que manger du fruit nous fera muter. Il fera muter et pas mourir. Muter. Justement, c'est très important cette distinction parce que la mutation c'est mort et résurrection. Alors si tu manges du fruit avant de l'être devenu, tu mutes mais en régression. Si tu manges le fruit l'étant devenu, tu mutes, mais c'est ta déification. La personne trouve que c'est pas évident dans le texte. Ça, mais ça n'est que les mots. Oui. Ce sont les traductions qui sont inventées. Et traduire par mort, c'est comme si c'était une punition. Oui. Alors de là au Dieu punisseur, c'est tragique. Oui. Dieu est un amant, il n'est pas un punisseur. C'est tragique, vraiment. Alors, pourquoi est-ce qu'on ne mange pas le fruit avant de le manger? On peut atteindre à ce fruit. Qu'est-ce que c'est que le fruit? Le fruit, c'est l'homme qui devient un, l'unité, qui devient de l'unité. L'unité. Qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui? Nous sommes à la recherche de l'unité par la voie extérieure. C'est-à-dire par la désagrégation de la désintégration d'atomes, etc. Bon. Si tu veux, c'est... Oh ben, il faudrait reprendre le texte complètement pour l'expliquer. Tu peux atteindre au fruit par les écoles extérieures ou par ta voie intérieure. Ce que veut dire la Bible, c'est que atteindre au fruit par la voie extérieure sans l'être devenu, c'est justement ne pas savoir poser les limites, ce dont nous avons déjà parlé tout à l'heure. Et c'est la bombe atomique, et c'est la mort. Alors qu'atteindre au fruit par la voie intérieure, c'est la déification. Et c'est l'amour total. Et c'est l'amour total. Et voilà, et nous sommes entre ces deux pôles aujourd'hui, à la limite entre ces deux pôles. Alors il y a un mythe qui tout de même le fait très bien comprendre, c'est le mythe du déluge. Le déluge, c'est le monde des eaux, c'est le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, encore. Et Noé va construire son arche. Noé, c'est-à-dire, va construire et entrer dans sa matrice de feu. Où là, il fait entrer tous les animaux, c'est-à-dire, ce sont toutes les énergies potentielles animales qui sont symbolisées par les animaux justement, qui sont là à l'intérieur de chacun de nous, donc à l'intérieur de Noé. Voilà, l'arche de Noé, c'est vraiment la matrice de feu. Alors il envoie le corbeau, c'est la descente dans les profondeurs pour aller nommer l'animal, puis la colombe, c'est la montée dans la lumière, c'est l'animal qui a donné
son information qui a été sacrifiée sur l'autel intérieur et qui a donné son information autant de fois que ce sera nécessaire jusqu'à ce que tout soit accompli. Et Noé sort de l'arche ivre et nu. C'est l'ivresse de la connaissance totale et la nudité, c'est parce que quand on connaît, on sait qu'on ne sait rien. Plus on connaît, plus on sait qu'on ne sait rien. C'est le symboliser par la nudité. Et il y a deux des fils de Noé qui viennent le recouvrir, recouvrir sa nudité par la voix, en mettant un manteau devant lui, etc., qui le reconduisent à reculons, en regardant en arrière. Seul Ram, dire la puissance, va regarder à l'intérieur. Il va voir la nudité, c'est-à-dire le « un », nu, un. C'est amusant de jouer sur les mots. Il veut voir l'unité. Ram est notre physicien actuel, qui a trouvé le secret du « un » par la voix extérieure, qui va raconter à ses frères à l'extérieur. Tu vois ? Et Ram, ça va être Canaan qui est maudit par Noé, etc. C'est toute cette histoire-là. Nous sommes là devant un mythe extrêmement fort. Noé est celui qui acquiert le 1, la déification par la voie intérieure, et Ram est celui qui l'acquiert en violant le 1. Il y a un viol, mais ce n'est pas du tout le viol sexuel, c'est le viol du 1. Voilà. Et c'est ça que nous jouons aujourd'hui. Nous sommes à la limite de faire sauter la planète aujourd'hui. Nous voyons bien que nous sommes sur un volcan aujourd'hui, avec tout ce qui se passe entre les États-Unis, par exemple, la Corée du Nord, etc. On se dit, quand est-ce que ça va arriver ? Ram, c'est le père des magiciens, c'est l'ancêtre des magiciens. Dans les plaies d'Égypte, il n'y a que dans les premières plaies où les magiciens peuvent avoir une action. Après, ils sont balayés, après, ils sont touchés par la plaie. Et c'est notre société d'apprentis sorciers à l'heure actuelle. Absolument. On touche à des choses qu'on ne peut pas maîtriser. Mais dans la mesure où l'homme, justement, ne passe pas à cette porte, il développe. En compensation, une intelligence fantastique, une intelligence superbe, magnifique. C'est prodigieux l'intelligence de l'homme. Prodigieux. Alors il arrive à ça, mais il n'y a aucune sagesse qui l'accompagne. Tu vois les deux piliers là, intelligence et sagesse. La sagesse s'est effondrée, il n'y a plus aucune sagesse. Il est dans un orgueil faramineux. Alors il va supprimer la mort là maintenant, n'est-ce pas ? Il va supprimer la mort. Qu'est-ce que c'est ? C'est la chenille qui ne peut pas devenir papillon. Oui. C'est tragique quand même, cette histoire de supprimer la mort, supprimer cette mutation. Tu vois, voilà, c'est ça toucher à l'arbre de vie. Et lorsque, à la fin de ce troisième chapitre de la Genèse, où tout cela est dénoncé, le texte est très, très, très intéressant. Voici, l'homme est devenu capable du 1 à cause de l'arbre de la connaissance qu'il a pris avant l'heure, justement, empêchons-le d'aller plus loin et de prendre aussi de l'arbre de vie. Et l'arbre de vie, c'est justement toucher au crâne. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. De peur qu'il ne vive continuellement dans les temps, de peur qu'il ne meure jamais. Et bien, voilà. Empêchons-le, donc nous allons être empêchés. Il va y avoir un événement qui va nous empêcher d'aller plus loin. Dans toute cette histoire, il y a toujours un trop tôt et un par l'extérieur. Il y a surtout par l'extérieur. C'est une compensation. Je ne crois pas qu'on puisse parler de trop tôt ou trop tard, parce que le temps ne compte pas dans cette histoire-là. Donc, c'est parce qu'on reste dans l'extérieur, c'est surtout par l'extérieur. Ouais.
Mais ce que j'ai exprimé par le temps, c'est le non encore accompli. Ah, bien sûr, c'est même rien d'accompli. Ouais, bien sûr. Ouais. Et par l'extérieur, toujours. Nous sommes là devant un sujet central aujourd'hui, mais central. C'est le sujet de la connaissance, tu comprends. À l'heure actuelle, peu de personnes ont conscience qu'elles ont à faire en elles ce travail d'intégration et que ça se décantera, on va dire, à l'extérieur, que quand elles auront fait. Oui, mais parce que c'était aux églises d'enseigner ça et l'église ne l'a jamais enseigné. On m'a toujours enseigné, moi, depuis mon enfance, à préparer une bonne mort. En faisant le bien, en ne faisant pas le mal, alors on se dévoue pour telle cause, etc. On passe sa vie à se dévouer, mais on n'avance pas à l'intérieur. Et on est comme Job, on est très content de soi en plus de ça. Et on ne s'aperçoit pas qu'il y a un petit monstre qu'on est en train de cultiver, là, à l'intérieur de nous, en ayant bonne conscience, et on est des gens bien, qui font le bien, qui ne font pas le mal, etc. C'est fini tout ça, c'est fini. Et l'Église n'a pas dépassé ça. Excuse-moi, mais moi, je l'aime, cette Église. Les enseigneurs sont vraiment lamentables. Je l'aime parce qu'elle recèle tous ces textes sacrés, tu comprends. Et le Christ nous dit tout le jour, et dans l'Ancien Testament aussi, mangez le livre, mangez le livre. Donc, en tant qu'Église, je mange le livre. Mais les enseigneurs, c'est la catastrophe. Les homélies, enfin, il y en a de très belles intentions, mais c'est très rare. La plupart des homélies qui nous sont offertes ne dépassent pas la dimension morale. Oui. Merci Yannick pour cette belle réponse. Merci mon Dieu. Am să o prezint pe colega mea, Gabriela Denis, care, așa cum vă spuneam puțin mai devreme, este... Hai să nu-i spun sintagmă, termenul folosit. Cred că te-ai luat după mine, Matei. I-ai spus îngrijitoare, exact cum i-am spus eu Luisei la evenimentul cu Ellen Watts, pentru că exact la asta m-am gândit. Că este omul care îngrijește colecția Arhetip, în care a apărut simbolismul corpului uman de Anic de Suzanel. Și aș vrea să ne vorbească Gabriela Denis puțin despre această colecție, cât de importantă este ea în portofoliul editurii Herald, despre câteva titluri din această colecție și, bineînțeles, să ne facă și un foarte, foarte scurt rezumat la ceea ce Anic de Suzanel ne-a comunicat puțin mai devreme, prin intermediul acestui clip. Mulțumesc! Bună seara! Mă bucur că sunteți în număr atât de mare aici și face plăcere să deschid acest eveniment cu câteva gânduri pe care le-am adunat așa în săptămânile dinainte, tocmai pentru că aveam foarte multă emoție, veneam cu foarte multă emoție aici. Am să încep cu rezumatul, de fapt, la filmulețul pe care l-am prezentat aici despre doamna Anic de Suzanel, discuția doamnei Anic de Suzanel cu un reporter francez. Îmi cer scuze că nu i-am reținut numele. Doamna Anic de Suzanel vorbește în acest film, de fapt, despre două căi ale cunoașterii și despre această separare care există în cultura noastră, mai ales în cultura cea mai recentă, cea mai modernă, între calea interioară de cunoaștere, urmând trăirea interioară și descoperirea prin simbol, și calea exterioară, care înseamnă intelect, inteligență, cercetare prin mijloace obiective și prin simțuri, prin tehnică, prin analiză. Și vorbește despre fructul pomului cunoașterii, care până la urmă este întregirea noastră și ființa noastră totală și mentală, este
în accepțiunea dânsei chiar dumnezeirea și spune că putem să mâncăm acest fruct fie înainte de a căpăta această devenire interioară, această realizare, fie după. Înainte, aceasta înseamnă moarte. Și face dânsa referire aici la bomba atomică. Pentru că putem cunoaște foarte multe lucruri despre realitatea noastră fără să avem înțelepciunea de a stăpâni aceste energii din lumea, din jurul nostru, așa cum ele se vor stăpânite într-o ordine a firii. Sau putem să urmăm această cale interioară și să ajungem într-adevăr la dumnezeire, să cunoaștem realitatea prin noi înșine, descoperind-o pas cu pas, printr-o realizare a noastră în această realitate și nu printr-o realizare a unei cunoașteri exterioare în această realitate. Adică ea spune, de exemplu, despre cei trei fii ai lui Noe, doi dintre ei au fost cei care au urmat legea tatălui, iar unul dintre ei a făcut un viol. A privit în interiorul tatălui încercând să ajungă mai repede la cunoaștere decât înainte de a dobândi mijloacele de a folosi energia din această cunoaștere, puterea acestei cunoaștere așa cum se cuvine. Și cred că asta este esența a ceea ce spunea Nick de Suzanel. Eu de altfel vorbisem cu Sorin să-mi pregătesc un mic discurs în care să vorbesc despre misiunea editurii Herald, despre colecțiile editurii, despre colecția Arhetip și n-am știut cum să fac acest lucru fără să plec de la un discurs foarte asemănător cu cel pe care este prezentat în acest film. Sunt acele gânduri despre care vă spuneam că mi-au apărut în urma emoției pe care am resimțit-o și pe care n-am putut altfel să o conțin. Misiunea editurii Herald este o misiune care tot de descoperire, este tot o misiune de descoperire. Vedeți, volumul de informații pe care îl acumulăm în prezent, pe care chiar și un copil de vârstă fragedă îl poate acumula, este foarte mare. Un adolescent, la această vârstă a imaturității, folosindu-și mijloacele intelectuale și destul de rafinate la vârsta adolescenței, capacitățile lui intelectuale, poate analiza, poate discerne, poate dobândi un bagaj foarte mare de cunoștințe. Dar este o cunoaștere fără experiență. Este o cunoaștere care este cel mai bine, zic eu, exprimată chiar așa, un bagaj mental. Pentru că există și acest alt tip de cunoaștere, o cunoaștere simțită, o cunoaștere trăită, care crește în tine odată cu timpul, nu altfel, și numai dacă o primești, o asculți, o sădești în straturile tale profunde, este acea cunoaștere care devine înțelepciune și care te echilibrează, care în timp te transformă, te conectează. Această cunoaștere nu e genul de cunoaștere care vine să acopere un gol, nu știu ceva despre lume și ajung să cunosc, ci este o cunoaștere vie care este mereu proaspătă, care e frământată, e simțită, o frămânți în adâncurile tale și ajunge să devină o stare a ta de a fi. Din acest punct de vedere, au existat critici că Nick de Suzanel ar putea fi ezoterică, că este mistică, dar dacă privim lucrurile așa, această cunoaștere de care avem nevoie ca să fim noi înșine, Nick de Suzanel nu este o mistică. Și este... Ea nu vorbește despre corpul fizic în această carte, pentru că nu există un corp pur fizic. Ea redă realitatea unui sens fără de care viața nu are nicio direcție. Iar Jung spunea la un moment dat că corpul și mintea sunt două fețe ale aceleiași monede, sunt două aspecte ale aceleiași realități, sunt două manifestări ale aceleiași principiu, incognoscibil, din exterior sau din interior, doar pe calea simțurilor. Este un principiu care nu poate fi cunoscut, el nu poate fi decât trăit.
Iar este un principiu care poate fi devenit, așa cum spune și Yannick de Souzenel în acest filmuleț, dar nu prin elaborare, nu e o devenire prin elaborare, prin sofisticare, ci este efectiv prin realizare, mă gândesc aici chiar la termenul budist de realizare, sau prin această integrare corp-minte-spirit despre care vorbește Yannick de Souzenel și psihologia junghiană. Spun că nu sunt, Yannick de Souzenel nu este o mistică și acestea, cuvintele, acest discurs este discursul oricărui om care a trecut de un anumit prag în individuare, care a avut propriile sale experiențe în cunoașterea de sine. Avem această obișnuință să separăm cumva, să înlăturăm cunoașterea aceasta mistică și să considerăm că numai mijloacele intelectuale și calea dovezilor ne apropie de adevărata cunoaștere a realității, omițând până la urmă că realitatea din noi nu poate fi cunoscută, cel puțin până la ora actuală, prin niciun mijloc tehnic dezvoltat vreodată. Am acum în minte, tot mai acut, un conflict care există în omul modern. Între straturile sale elaborate, straturile personalității sale elaborate, cultivate prin cultură și nevoia sa de sens. Între straturile, între cotidian, cu micile și marile probleme pe care le avem fiecare și nevoia omului de a exista într-un plan, într-un alt plan, într-un plan al ontologicului, ar zice Yannick de Souzenel, în planul eternului mitic sau al sacrului, ar zice Eliade. Sentimentul meu este că acesta este până la urmă instinctul religios. Este acel instinct religios care încă este viu în noi. Și acest instinct religios cred că nu este altceva decât nevoia de a oglindi ce este în noi, în afară noi, sus și jos. Iar dacă mă gândesc și la cuvântul religie, religo, religare, a lega, a crea o legătură, o relație care începe chiar din noi înșine. Instrumentul de cunoaștere pe care îl folosește Yannick de Souzenel, instrumentul de cunoaștere al misticului din vechime, al misticului de azi, este emisfera dreaptă, care este emisfera emoțională, emisfera cunoașterii implicite, a imaginilor, a simbolului. Este acea emisferă care este predominantă în fața noului, în explorare, în fața imprevizibilului, atunci când ne întâlnim cu situații imprevizibile și potențial periculoase. Instrumentul omului modern de cunoaștere este emisfera stângă, emisfera limbajului, emisfera analitică, care caută prin desfacere, prin analiză, prin separare să cunoască. Psihiatrul britanic, și am să vă citesc acum un citat care mi s-a părut foarte important, Ian McGilchrist are în cartea sa despre cele două emisfere și facerea culturii europene, The Master and the Emissary, un pasaj preluat de Alan Shore în cartea sa, pe care urmează să o scoatem și noi la editură, Știința Artei Psihoterapiei, în care descrie cum deduce el că ar exista o lume dominată în totalitate de emisfera stângă. Imaginați-vă o lume a emisferei stângi. Cunoașterea prin experiență și dobândirea practică a abilităților corporale implicite a îndemânării ar deveni suspecte, părând fie o amenințare, fie pur și simplu de neînțeles. Conceptele de îndemânare și de înțelepciune, considerate odată culmea experienței umane, dar care se dobândesc doar în timp, fără cuvinte din viață, ar fi abandonate în favoarea proceselor cuantificabile și repetabile.
Aptitudinile însele ar fi reduse la proceduri algoritmice care pot fi elaborate de către administrator și chiar reglementate dacă devine necesar. Din moment ce altfel tendințele suspicioase ale emisferii stângi nu ar putea fi sigure că aceste abilități nebuloase sunt aplicate uniform și corect. Puțin oameni s-ar implica într-un context de muncă care presupune contactul cu orice din lumea vie. Mai degrabă s-ar apleca asupra planurilor, strategiilor, hârtiilor, procedurilor administrative și birocratice. Tehnologia ar înflori ca expresia dorinței emisferii stângi de a manipula și controla lumea pentru propria sa plăcere, dar ar fi însoțită de o vastă extindere a birocrației, a sistemelor de abstractizare și de control. Nu mi se pare foarte diferit de ce trăim astăzi. Ne lipsește înțelepciunea și contactul cu lumea vie, într-o lume a emisferei stângi. Emisfera dreaptă primește cele mai multe informații din corp, informații somatice, kinestezice, și este dominantă în procesele de asociere și integrare. Funcționând sub dominarea emisferei stângi, ne simțim fragmentați, deconectați, alienați. Motivele pentru care cei mai mulți dintre noi ajungem astăzi în terapie și pentru care suntem atât de plini de anxietate. Sensul nu este acela de a renunța complet la civilizație, la cultură, de a ne arunca total în inconștient, ci de integrare, echilibrare, relație, conștientizare, pe această direcție verticală. Ultima formațiune, cea mai nouă evoluată în cortexul nostru, este cortexul orbitofrontal, unde se pare, în urma studiilor, că converg toate procesele de integrare, cel mai multe în procesele de integrare. Și mă întreb dacă nu cumva către acest loc ne împinge tocmai reflexul nostru religios, nevoia noastră de a ne relaționa și de a fi întregi. Acum e mult mai ușor să vă vorbesc despre misiunea împărtășindu-vă aceste gânduri. Sper că nu dura prea mult. Să vă vorbesc despre misiunea pe care și-a propus-o editura Herald. Dacă privim colecțiile editurii Herald în ansamblul lor, eu le văd ca pe un evantai în care domeniile de cunoaștere, colecțiile, se suprapun și se completează ca într-o spirală care se apropie și se depărtează de sens. Dacă pornim de la colecții ezoterice, spirituale, să o luăm așa în ordine, ezoteric, mistic, mitologic, spiritual, religios, ajungem la filozofie, psihologie, știință și toate acestea se compun într-un întreg, tocmai în încercarea aceasta de a cunoaște omul, pe care îl vedem ca un axis mundi. De ce o colecție de știință, de exemplu la o editură care a fost considerată regina nișei de spiritualitate din România la un moment dat? Pentru că nu poate să existe o cunoaștere întreagă, cunoașterea nu poate fi întreagă fără acest demers al emisferei stângi până la urmă de a înțelege intuițiile și imaginile care urcă din emisfera dreaptă către această conștientizare verbală. Și astfel, demersul științific de cunoaștere este deopotrivă legitim. Nu trebuie să cădem nici în partea cealaltă în care să lăsăm tot ce a însemnat civilizația modernă și să ne aruncăm în inconștient. Așa cum spiritualitatea nu poate exista, spiritualitatea fără trup este o cale inautentică, susținea tot Jung la un moment dat. Colecțiile noastre sunt dedicate multiplelor domenii ale cunoașterii, așa cum le-am descris mai sus. Și avem colecția Matesis dedicată științei, Cogito dedicată filozofiei, psihoterapia, psihopractica, colecția Jungiana care este dedicată psihologiei umane, colecția Alter Ego și Mindfulness, care sunt dedicate dezvoltării personale. Avem colecție de autori, dedicate un autor foarte întregiți de publicul nostru, Alan Watts, Ramana Maharishi, Jiddu Krishnamurti, René Guénon cu filozofia Perennis.
Și ajungem acum la celălalt pol al cunoașterii umane, prin colecțiile spiritualitate occidentală și orientală. Avem colecția spiritualitate creștină, colecția manuscris, care este dedicată tot gnozei, colecția Sefer, înțelepciunea inimii, care este o colecție de sufii, calea chineză, Himalaya, Zen, yoga, tantra. Iar din domeniul ezoteric și ocult ne-am oprit, să spun așa, la un domeniu al hermeneuticii, care este alchimia, în colecția Quinta Essentia. Am creat și o colecție de șamanism, tocmai pentru că aceasta este calea cea veche a spiritualității. Iar în peisajul acesta, colecția Arhetip ocupă un loc aparte, vizând de o parte mitologia, dar și religia și filozofia. Elementul central al acestui colecții este, bineînțeles, arhetipul, adică acele imagini, simboluri, motive care se impun minții umane dintr-un izvor colectiv de cunoaștere și experiență. Explorând marile motive culturale și religioase ale lumii, colecția reprezintă o incursiune transculturală în filozofie și spiritualitate. Titlurile din această colecție pe care le-am reunit până acum sunt Religia australiene, de Mircea Eliade, Eroul cu 1000 de chipuri și Căile fericirii, de Joseph Campbell, Misterele lui Zalmoxis, de Constantin Daniel, Istoria diavolului, de Paul Carus, Istoria taoistă, de Isabel Robinet, Gândirea religioasă greacă, de Gilbert Murray, și mai sunt câteva alte titluri care între timp au ieșit din tipar. În momentul acesta nu mai sunt disponibile la editura noastră, dar cum ar fi și Istoria samuraiilor. Toate acestea încearcă cumva să compună o idee comună. Eu și colegii mei, care nu suntem foarte numeroși și țin cumva să fac această precizare tocmai pentru a ne cere scuze și pentru unele desincronizări, ne-am alăturat acestei misiuni a editurii, la origine viziunea unui singur om, regretatul Aurelian Scrima. Și cu modestie și cu foarte multe eforturi, încercăm să aducem în fața dumneavoastră titluri importante care au o mare semnificație pentru noi și la care lucrăm cu foarte multă pasiune. Vă rugăm să ne iertați pentru micile imprecizii, pentru micile scăpări care întotdeauna apar în cărți, din păcate. Suntem dedicați misiunii editurii și uneori punem ideea mai presus decât forma. Iar dorința noastră nu este aceea de a crea o fabrică de cărți, ci crezul nostru este acela de a crea un atelier în care să putem șlefui minți și suflete. Vă mulțumesc, pare rău dacă a durat foarte mult și... Eu îi mulțumesc colegii mele Gabriela Denis și o invit pe doamna Mihaela Minulescu să ne vorbească despre simbolismul corpului uman, despre carte, despre personalitatea lui Anick de Suzanel, pentru că în câteva dăți când domnia sa a venit în România, doamna Mihaela Minulescu a cunoscut-o și a însoțit-o acolo unde dânsa a binevoit să meargă, în mediile din care și dânsa este cumva specializată. Da, mi-aș fi dorit să o întâlnesc mai mult și să o întâlnesc mult mai mult decât fizic vorbind, decât am putut-o. Dar aș începe întâi cu un citat din carte. Ce este mai aproape de noi și totodată mai enigmatic în această lume decât corpul omului? Ce este mai concret și mai misterios în același timp, mai complex și mai înlănțuit într-o unitate fundamentală? Mersi. Ați văzut filmul și ați văzut în cadrul filmului, ea vorbește de această unitate a noastră cu universul și căutarea interioară, prin interiorul nostru și prin
clarificarea trăirilor și diverselor experiențe pe care le avem în viață, acestei unități cu Universul și acestui sens pe care îl avem adânc și profund implicat în viețile noastre a fiecăruia dintre noi. Despre asta este filmul și despre asta este Anic de Susnel. Întâlnirea mea cu dânsa a început în anul 2000 cu Oedip interior, prezența logosului, verbului, de fapt, în franceză, în mitul grec. Apoi m-am întâlnit cu Egiptul interior, sau cele 10 plăgi ale sufletului. Și abia în 2003, la una din venirile dânsei în țară, în cadrul unei conferințe dedicate terapeuților, la care am avut bucuria să o cunosc, m-am întâlnit cu ea direct. Și era același om foarte pasionat și viu pe care îl vedeți, l-ați văzut pe ecran, în situația în care era senectute, dar e o senectute productivă, e o senectute înțeleaptă, e o senectute în care există bucuria vieții, pentru că este în unitate cu bucuria vieții. Dacă te uiți la chip și judeci la suprafață, vezi ridurile. Dacă te uiți în ochii persoanei, vezi viața care este vie și face parte din Anic de Susnel la 97 de ani pe care va împlini în noiembrie. Filmul a fost făcut, dacă nu mă înșel, acum 2 ani. Omul este arhetipal, spune Anic de Susnel, spun multe dintre scrierile omenirii. Fiecare organ, fiecare structură, acum citez, funcție sau mecanism, nu sunt decât manifestarea aparentă pe un anumit plan a uneia din arhetipurile vitale fundamentale. Pentru ce? Pentru viață. A despărți manifestarea de arhetipul său înseamnă a o condamna să rămână neînțeleasă, spune în prefață medicul Jean-Marc Crespi. Începe să scrie cartea Omul și simbolismul corpului uman în 1970. Cartea apare în 1974 și apoi cunoaște foarte multe reeditări, cum a fost iată reeditată și în România. Ea vorbește de dimensiunea ortodoxă a tradiției mele, dimensiunea înaltă și vastă, iarăși citez, prin suflul puternic și transformator al simbolurilor, prin ceea ce e dincolo de cunoașterea strict rațională, analitică, academică, prin acea cunoaștere profundă, prin substanța, iar citez, arhetipurilor din care acestea provin și în care se întorc, prin vigoarea verticalizării ființei în ascensiunea sa spre cuvânt, ca sens. Acestea m-au condus la izvorul ei, limba ebraică. Exigențele acestei duble și unice întâlniri au generat o incompatibilitate. Atenție, suntem în zona de enantiodromie, 1970, ea e născută în 22. Enantiodromie în sens junghian, adică de schimbare a calității vieții, a sensului vieții, de descoperire, de fapt, plenară a sensului personal. Și ea ne spune... Exigențele acestei duble și unice întâlniri au generat o incompatibilitate atât de radicală între viața mea profesională de până acum și viața nouă, care începea să-mi curgă în vine, încât am rupt radical legătura cu ceea ce constituise până atunci existența mea. Mi-am îndreptat atenția spre științele umane care se nășteau în acel moment și care au jucat rolul de catalizator al celorlalte două moduri de abordare. Și am trăit atunci, spune dânsa, jubilarea din ziua întâi, afacerii lumii, când deodată a fost lumină, bucurie, beție chiar, totul se lega, totul căpăta sens, totul trăia. Cartea este despre acest totul trăia și felul cum viața trăiește prin noi cu sens pentru fiecare din organele, din funcțiile somatopsihice din care suntem structurați și constituiți. A găsit sensul vieții la mijlocul vieții și cărțile ei
ne vorbesc despre acest sens a vieții și ne transmit acest sens a vieții. Și este evidentă bucuria de a trăi în fiecare dintre cărțile ei, pe care o poate transmite și pe care o putem regăsi noi înșine, gândind, intuind, resimțind emoțional, resimțind chiar și fiziologic ceea ce ne spune în diversele ei cărți. Fiecare membru și fiecare organ al corpului au un rol a cărui funcție fiziologică imediată e manifestarea, spune Anic. Am auzit numele fiecăruia din aceste părți ale corpului răsunând de sensul funcției sale și mi-am dat seama de ce primele vertebre se numesc sacrale. Și de ce creierul mic e numit pomul vieții, iar straturile optice paturi nupțiale. Când e perturbat, când e dezorientat în privința acestei vocații formatoare, corpul suferă. El vorbește la nivelul organului care semnifică originea tulburării și o manifestă. Abia acum medicina a descoperit psihosomatica, legătura intrinsecă dintre psihic și organic. Și felul în care perturbarea funcționării unui organ conduce la dereglări psihice și felul în care o condiție psihică perturbată conduce la dereglări organice până la bolile autoimune care inundă o lume a materialismului și a intelectului sec, în care s-a pierdut exact sacralitatea și legătura cu simbolismul. Asta am spus eu. Corpul vorbește, trăiește, ne spune Anic. El transmite cerința de creștere a nucleului ființei, cuprins în fiecare dintre celulele sale menite a elibera energia. Finalitatea sa este corpul divin, modelul său, care i s-a arătat lui Moise și a cărei imagine acesta din urmă ne-a transmis-o sub forma arborului sefirotic. Sunt chakrele respective și sensul acestora. În civilizația noastră actuală am folosit până acum intelectul ca instrument cu ajutorul căruia am încercat să percepem lumea și misterele ei. Lumea și misterele ei. Lucrul cel mai urgent de făcut, ne spune Anic, este să redăm basmului arhetipal, legendei arhetipale, mitului arhetipal, ritualului arhetipal, locul cuvenit în viața noastră, permițându-le să ne informeze. Și acum am să mă refer la visul unei paciente a lui Jung, pentru că visele sunt modul în care întregul, unitatea noastră funcțională încearcă să comunice cu o minte care de multe ori este în afara vieții, în afara pulsului și a sensului vieții personale. Iată acest vis. Visul este analizat de Jung în 1926, e visul unei doamne venite din America pentru terapie la Jung, o scurtă perioadă a stat și a lucrat cu Jung. Este ea însăși viitoare terapeută, o persoană foarte cerebrală și al cărei soț care era normal și era american, luptase în război contra nemților în Franța și era unicul supraviețuitor al regimentului său american și în prezent suferea de ceea ce medicina contemporană vorbește de tulburare de stres post-traumatic. Deci, ca să înțelegeți cumva contextul în care apare visul și un vis semnificativ exact din perspectiva simbolismului corpului uman și ceea ce am discutat astăzi, dar ne readucem în realitatea concretă a modului cum funcționează aceste lucruri. Nu sunt lucruri abstracte, sunt lucruri foarte concrete care țin de viața fiecăruia. Iată visul. Mă aflam într-un cimitir, în zona devastată a Franței. Mormintele erau făcute din gresie roșie. Am văzut oameni mergând pe un mormânt mare, unde erau îngropați mulți bărbați. Cineva a spus: priviți la această piatră de mormânt.
Era o piatră de dimensiuni impresionante, pe care era sculptată figura unui sfânt și lângă ea figura unui taur. Și în ciuda faptului că ambele figuri erau sculptate în piatră, erau vii, pe jumătate moarte și pe jumătate vii. Am văzut că taurul rodea degetele sfântului. Aici suntem în simbolismul corpului uman. Mi s-a făcut greață și am plecat, scuturându-mi mâna ca și cum aș fi vrut să o eliberez de taur, ceea ce, ne spune Jung, indică și identificarea ei parțială cu condiția de sfințenie. Apoi ne-am urcat într-un automobil și am coborât un deal foarte abrupt, iar mie mi s-a părut că frânele mașinii nu ar fi fost suficient de sigure. Mă simțeam foarte înspăimântată și copleșită de emoții, dar cel puțin am ajuns în siguranță la poalele dealului. Este drumul pe care îl va parcurge după ce va înțelege, de fapt, simbolismul a ceea ce a văzut pe piatra de mormânt. Sfântul, taurul, care aparent devoră sfântul. Să vedem care-i sensul. Este atmosfera specifică a unui cimitir și în această atmosferă specifică a cimitirului devastat de război, avem sfârșitul civilizației valorilor, civilizației occidentale. Avem, apropo de colecțiile dumneavoastră, apusul civilizației occidentale, spune Spengler, dar și al bisericii, datorită faptului că în anticiparea războiului, în timpul războiului și după război, s-a dovedit ineficientă. N-a fost în stare să oprească valul acesta de agresivitate și de furie și de mânie care a cuprins pe toți beligeranții. Deci puterile spirituale nu au putut opri, nu au putut interveni eficient în acest masacru. Jung, și acum citez, omul în general, răgea doar ca un nebun. Nimeni nu dorea să-l ucidă pe celălalt. Totuși, chiar asta au făcut. Observați? Taurul roade degetele sfântului. Deci războiul a devastat Europa și omul, nu numai economic, nu numai financiar, nu numai social, ci chiar în misterele sacre, religioase, nu? Ale spiritualității la care gândirea umană încerca să acceadă, să urce. Iar această femeie, ne spune visul ei, este profund afectată, spiritul ei, acesta al valorilor a suferit. Conceptele creștine fundamentale au fost aruncate în aer, într-o lume care a rămas fără niciun fel de orientare spirituală. E vorba de o confuzie religioasă, morală și filozofică datorată războiului mondial. Numai că omul, fiecare dintre noi, ca să poată supraviețui cu demnitate și cu sens, are nevoie de orientare, are nevoie de sens, are nevoie de vitalitate. În context, taurul și pacienta asocia taurul din vis cu religia mitraică, unde taurul este zeul divin care este sacrificat. În vis, taurul este, deci, reprezentantul a ce? A unei forțe creative. E forța vitală a începuturilor. Este taurul primăverii, taurul din astronomie, nu? Este taurul zeu. Nu este taurul animal obișnuit. Este taurul divin, pentru că suntem în spațiul sacralității. Deci, altfel spus, taurul mănâncă degetele sfântului creștin, începe să devore într-un mod prietenos spiritul care s-a dovedit în timpul războiului ineficient în a opri ce? În a opri cruzimea și lipsa de sens în care ajungem să ne ucidem unul pe celălalt. În vis este vorba de ideea de sfințenie, numai că e privită din două părți care s-au extremizat. E o valoare care s-a dovedit ineficientă,
și o valoare care punea în centru existenței Sfântul, nu? Resemnarea, pacifismul, compasiunea și o treptată retragere din tumultul vieții versus cealaltă valoare, taurul, care e tot o valoare divină, care înseamnă energia începuturilor, poate energia unui nou început. Există și un proverb legat de acest lucru în care îi dai cuiva un deget și spapă toată mâna. Proverbele au sensurile lor simbolice care sunt foarte, foarte reale și care se potrivesc în contextul acesta perfect. În sensul în care când s-au pierdut niște valori pentru că cumva am crezut în ele și s-au dovedit ineficiente, au dus la acel dezastru al valorilor care a însemnat războiul și izbucnirea și perpetuarea războiului și reluarea războiului ulterior, nu? Ceea ce se întâmplă și în epoca contemporană. E o epoca războiului, nu e o epoca păcii. Datorită acestei decăderi, nu? Trebuie să apară energia unui nou început care să susțină ce? Să susțină viața. Este vorba de taurul divin, repet, nu este vorba de taurul animalic. Mâinile omului, spune Adine Suzonel, structurează și dau viață. După cum cunoașterea omului aparține unui plan foarte banal sau unei experiențe din ce în ce mai profunde, mâinile structurează, sculptează, modelează, ritmează, apoi dau viață diferitelor planuri. Cu mâinile am construit civilizația. Întâi ne-am proiectat-o, dar după aia când am construit, am pus cărămidă peste cărămidă, într-un sens simbolic, am construit civilizația, civilizația occidentală, tehnica și așa mai departe, clădirile, avioanele și așa mai departe, toate sunt construite cu mâinile. Nu? Deci mâinile sunt forța creativă care transformă intenția în act, sunt forța mobilă. Deci, în urma acestui război devastator pentru suflet, o nouă energie e necesară care să insufle forța reconstrucției, altfel decât prin resemnare, prin ieșirea din viață, prin uitare, prin acest gen de sfințenie. Deci, o altă energie diferită de resemnarea, retragerea din viață, care modelează de obicei în religia creștină condiția de sfânt. Continuă Nic de Suzanel. Atingerea mâinilor face atotputernic pe cel care e sfințit, miruit, investit conform ritualurilor inerente diferitelor inițieri, a episcopului, a preotului, a cavalerului, a regelui. Prin atingerea mâinilor viața renaște. Medicul știa acest lucru pe când era încă preot. Numărul 10 asociat cu iod și care este iad mâna, simbolizează, scrie Nic de Suzanel, unitatea trăită de om la nivelul capului. Cele două mâini împreunate recompun această unitate prin cele 10 degete, iar fiecare mână e un alta ce lucrează în cunoașterea implicată de cucerirea acestei unități și în puterea conferită de ea. Fiecare deget își are secretul și puterea sa. Degetele are aroase în vis de taur. Toate gesturile mâinii și ale degetelor făcute de yoghin și de dansatoarele sacre mobilizează energiile care îl pun pe om în relație cu diversele aspecte ale potențialității sale divine. Cele două mâini împreunate în unitate simbolizează forța, nu? Inclusiv forța rugăciunii. Și trebuie să notăm, spune Anic, că în simbolismul creștin, animalul ce corespunde geniului evanghelistului Luca, lumină, este taurul. Iată un vis de care pare foarte banal și în același timp înspăimântător, ne vorbește despre necesitatea acestor energii care sunt foarte vechi,
dar care sunt energiile creative, care pot, ne pot scoate din impas. Aceste energii, odată acceptate, integrate, ne dau forță să construim, să ne reconstruim pe noi înșine, să reconstruim viața, să reconstruim sensurile și să lăsăm generațiilor care vin după noi forță vitală. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei profesor Mihaela Minulescu. Acum am să îi dau cuvântul doamnei profesor Felicia Valman să ne vorbească despre simbolismul corpului uman, ținând cont și de faptul că noi am fost împreună la câteva emisiuni radio și TV și am vorbit pe această temă. Pornind de la ideea ce reprezintă, pentru că cartea este sau are cel puțin între coperte elemente din tradiția iudaică, din Vechiul Testament, chiar din Cabala. Ce reprezintă pentru această tradiție și pentru Cabala arborele sefirotic? Pentru că tot am auzit acest termen în această seară de mai multe ori. Putem să-l considerăm un soi de hartă a corpului omenesc, alcătuită cumva cu rigurozitate, făcând aici referire și la calitatea, da, de matematician, cu studii de matematică a doamnei Anic de Suzenel. Da, mulțumesc. Aș începe prin a spune că, de fapt, ceea ce face Anic de Suzenel în această carte este să aplice noțiuni ale iudaismului și mai ales în forma lui cabalistică la creștinismul ortodox, făcând în acest fel un exercițiu pur și simplu de cabala creștină, mergând pe urmele lui Pico della Mirandola din Renașterea Florentină și altora care au mers pe acest drum. Ea, de fapt, continuă o tradiție veche, ceea ce de fapt este explicabil pentru că la rândul ei Cabala a fost o renaștere avant la lettre, a fost o renaștere în interiorul iudaismului, un moment în secolul XII când se încearcă reîntoarcerea la rădăcinile antice, când sunt readuse în religie elemente de mit, de legendă, de folclor, cărora li se dă o nouă valoare simbolică, moralizatoare și chiar practică, fiind astfel reintegrate, printre ele, de exemplu, o tradiție veche evreiască, după care se spune că Dumnezeu a creat lumea prin cele 32 de căi ale înțelepciunii. Asta însemnând cele 22 de litere ale alfabetului ebraic și cele 10 numere primordiale, care în limba ebraică se numesc sefira, plural sefirot. Sefirot e un plural, deci nu se spune sefiroturi sau sefiroți. Deci aceste sefirot sunt văzute ca instrumente ale creației, așa cum fiecare literă e văzută ca o cărămidă în procesul creației, fiecare cifră e văzută ca o cărămidă în procesul creației, dar numai funcționând ca sistem. Nu fiecare literă și nu fiecare număr în sine, ci numai împreună pot duce la procesul creației și pot duce la mersul lumii așa cum o vedem astăzi. Din perspectiva aceasta, în momentul în care Cabala se coagulează ca o mișcare de idei în secolul al XII-lea, preluând, cum spuneam, o serie întreagă de tradiții mai vechi, vine cu ideea că Dumnezeu este atât de greu de perceput, de văzut, de înțeles, de simțit, încât poate nici nu e cazul să ne batem capul. E mult mai simplu să încercăm să relaționăm cu ceea ce putem simți, vedea, percepe, și anume manifestările lui Dumnezeu. Dragostea, îndurarea, judecata, pedeapsa, lucrurile pe care le vedem și le putem simți direct. Și atunci gândirea cabalistică a venit cu ideea acestui arbore sefirotic, acelor 10 atribute ale divinității,
10 manifestări care, din nou, nu pot funcționa decât ca sistem și ca orice sistem, pentru a funcționa în condiții optime, trebuie să fie în echilibru. Secretul acestui sistem este armonia. Și armonia aceasta depinde de ceea ce facem noi. Actul uman este cosmic. Ceea ce facem noi nu are efect doar asupra noastră sau asupra celor din jur, ci asupra nu doar a întregii omeniri și nu doar a relației dintre om și Dumnezeu, ci chiar asupra lui Dumnezeu însuși. Pentru că ceea ce facem noi poate determina un dezechilibru în interiorul lui Dumnezeu. Și atunci, evident că această structură de care vorbim și în cartea lui Anic de Susnel, nu este doar o structură a corpului uman, este o structură care se regăsește în absolut orice, evident, inclusiv în corpul uman. Structura asta e văzută ca structura universului, ca structura a corpului uman, ca structura regnului animal, ca structura a plantelor, ca structura a întregii idei de creație și din acest punct de vedere, structura asta funcționează în oglindă. Adică ea este pozitivă sau negativă, din nou, în funcție de ceea ce facem noi. Este pozitivă dacă prin faptele noastre o determinăm să se manifeste pozitiv sau este negativă dacă prin faptele noastre o determinăm să se manifeste negativ, respectiv prea multă judecată, prea multă rigoare. Dacă determinăm o prea mare pedeapsă, evident că determinăm un dezechilibru în întreaga creație, nu numai asupra noastră. Și din punctul ăsta de vedere există o teorie cabalistică care apoi a fost adoptată ca ideea iudaismului însuși, pentru că inițial cabala a fost o ramură a iudaismului neacceptată de toată lumea, dar după această intervenție a unui mare cabalist numit Isaac Luria, ideile lui au fost atât de pătrunzătoare încât au fost acceptate de toată lumea și au devenit parte din iudaismul principal, mainstream iudaism. Și ceea ce spune Luria este că în momentul în care Adam și Eva nu au respectat porunca divină, ceea ce s-a întâmplat din perspectiva acestei gândiri nu este mâncatul fructului din pomul cunoașterii, ci actul însuși al ruperii fructului, pentru că asta a rupt cele două planuri, planul uman de planul ceresc. Și ca atare, ceea ce spune Luria este că scopul omenirii, nu numai al misticului, nu numai al evreului, al tuturor, este de fapt repararea acestei rupturi, o reparare chiar așa se numește, repararea lumii, Tikkun Olam, și care are evident un echivalent în interiorul omului, repararea sufletului, Tikkun Nefeș, pentru că e vorba de o reparare atât în exterior, adică atât a creației în general, cât și în interior a omului care s-a rupt de divinitate. Evident că din această perspectivă, imaginea acestui arbore sefirotic format din cele 10 elemente se suprapune corpului uman precum ceacrele. Este o imagine care în toate culturile vechi este aceeași și este absolut firesc. Din perspectiva cabalei însă, ceea ce și Anic de Susnel vede în cartea ei, este că manifestările lui Dumnezeu au legătură și cu corpul uman. Deci că, practic, această echivalență între manifestările divine văzute ca afectând corpul uman prin corespondența cu organele cărora li se atașează, evident că vor avea un efect și asupra sănătății noastre fizice și e foarte simplu de explicat, de pildă, că dacă ne doare inima, e clar o lipsă de armonie, o lipsă de echilibru din punct de vedere al acestui arbore, pentru că inima corespunde armoniei, frumuseții, echilibrului. Dacă ne dor rinichii, este clar o problemă de filtrare și nu o filtrare fizică a apei, ci o filtrare a celor venite de sus de la Dumnezeu. Avem o problemă cu modul în care percepem lumea și o tratăm la rândul nostru dând înapoi față de ceea ce primim. De altfel, există o poveste frumoasă care spune că un mare maestru talmudic, un mare învățat în secolul II era noastră, a fost întrebat dacă ar fi să rezumi iudaismul într-o singură frază. Ce ai putea spune pentru a defini iudaismul?
Și el s-a gândit și a răspuns, ce ție nu-ți place, altuia nu face. E suficient ca să poți trăi în pace cu Dumnezeu, cu poruncile pe care le-a dat Dumnezeu, pentru că asta este baza acestor porunci. Și atunci, din punct de vedere al corespondenței, există practici, pentru că, de fapt, din punct de vedere al cabalei, există trei tipuri de practici cabalistice. Există o practică a hermeneuticii de text, care privește textul Torei, pentru că, evident, totul pornește numai de la textul care a fost dat de Dumnezeu, și care încearcă să-l analizeze, să-i pătrundă secretele și, ca în orice gândire secretă, ca în orice gândire hermetică, secretul care e descoperit nu mai e secret. Și secretul, pentru a fi secret, trebuie să fie infinit. Deci potențialul este fără sfârșit. Potențialul de interpretare e fără sfârșit. Asta, de fapt, este ceea ce a permis supraviețuirea iudaismului în condiții de cele mai multe ori potrivnice. Capacitatea de adaptare la mediu, fără a părăsi textul sacru, fără a părăsi relația cu Dumnezeu, care este în tradiția evrească directă. În tradiția evrească nu există preot, nu există intermediar, nu se poate ruga altul pentru tine. Trebuie să-ți faci rugăciunea singur, trebuie să ai relația cu Dumnezeu singur și responsabilitatea este doar a ta. Indiferent cine te împinge sau de ce faci un lucru, responsabilitatea este doar a ta. Și pentru asta există și o sărbătoare în iudaism, o sărbătoare anuală care se numește Yom Kippur, ziua judecății. Până la ziua judecății de apoi există o zi a judecății în fiecare an, când tradiția cere să te duci să ceri iertare individual, direct și personal, fiecărui om căruia i-ai greșit, pentru ca să intri în noul an cu răboșul de la zero. Și de altfel, urarea care se face este să ai o semnătură bună. Adică Dumnezeu să-ți semneze că ai șters păcatul și ai pornit de la zero în anul următor. Și asta este, de fapt, datorită acestei idei de responsabilizare la maximum a iudaismului, care spune, ai o singură șansă aici și acum. De altfel, ăsta e și motivul pentru care în iudaism nu a pătruns decât foarte marginal ideea reîncarnării. Iudaismul nu crede reîncarnare pentru că spune, ai o singură șansă aici și acum să repar tot ceea ce ai greșit. Nu merge cu data viitoare, o să fac mai bine. Trebuie să rezolvi acum. Din nou, ca să mă întorc la perspectiva lui Ianic de Suznel, ea într-adevăr vede aceste corespondențe între ceea ce se întâmplă și elementele corpului uman, organele corpului uman. De altfel, în tradiția evrească există și o corespondență între organele corpului uman și aceste 32 de căile înțelepciunii, 22 de litere ale alfabetului ebraic și 10 numere primordiale, astfel încât fiecărui organ îi corespunde o literă sau o cifră și, practic, există exerciții mistice care compun, nu o să intru în detalii că durează prea mult, compun un corp uman. Există o tradiție a, să zicem, încercării de imitare a creației divine prin crearea unui golem, dar asta în altă conferință, pentru că e un subiect foarte vast, dar e foarte interesant. Deci se merge până acolo încât există și un paralelism al acestei creații. Dar pe lângă asta, un alt element important este faptul că tradiția evrească privește corpul uman ca fiind extrem de important. Nu este gândit ca un vehicul vremelnic al sufletului, ca fiind impur, ca fiind neimportant. Din contră, în tradiția evrească se spune, am primit corpul de la Dumnezeu cu împrumut și trebuie returnat înapoi în condiții optime. Pentru asta ești obligat să ai grijă de tine, ești obligat să-ți faci tratamente medicale, spre deosebire de alte tradiții care zic, dacă o vrea Dumnezeu, îi trăi, dacă nu, o să mor. În tradiția evrească ești obligat să-ți faci cercetări medicale, ești obligat să-ți faci intervenții medicale pentru a supraviețui, pentru a trăi. Pe de altă parte, ceea ce poate fi perceput eventual negativ este faptul că nu se încurajează donarea de organe, pentru că este perspectiva, Dumnezeu ți-a dat un corp, trebuie să-l întorci așa cum ți l-a dat, nu bucățele. Deci dacă l-ai primit întreg, îl dai înapoi întreg. Și atunci nu se încurajează donarea de organe, pentru că se consideră că la venirea lumii mesianice, la venirea lumii de apoi, te vei întrupa fără organele respective și o să fie cam greu. Drept pentru care, deși pe de altă parte iudaismul încurajează viața și pune accentul principal pe viață,
până la punctul la care e mai importantă viața decât porunca lui Dumnezeu, adică chiar în Tora sunt porunci care sunt date cu măsură. De pildă chiar de această zi de Yom Kippur, care este ziua judecății și care, conform tradiției evreiești, începe seara și se termină seara, pentru că în calendarul evreiesc calendarul evreiesc este lunar, nu e solar, se ia după lună. Anul nou evreiesc începe după prima lună nouă din septembrie și de aceea nu pică în fiecare an în aceeași zi, pentru că depinde de lună. Și sărbătorile încep seara și se termină seara. De această zi de Yom Kippur se ține post negru. Nu se mănâncă și nu se bea nici măcar apă. Dar chiar în Tora spune că de această regulă sunt scutiți bătrânii, copiii, femeile însărcinate și bolnavii. Primează viața și nu regula. Pe de altă parte, spuneam, nu se încurajează donarea de organe, care poate fi privită ca o problemă din perspectiva acestei priorități a vieții, dar nu este considerată o contradicție pentru că, din nou, sunt gândite alte moduri de a ajuta pe ceilalți. Unul din modurile cele mai importante și la care face referire și Anic de Suznel într-o formă sau alta, este faptul că în tradiția evrească se spune că există un echilibru, așa cum spuneam, și că pentru a menține acest echilibru nu e neapărat nevoie să fii un mare mistic, un mare expert, un mare practicant al tradiției religioase, ci este suficient să respecti poruncile lui Dumnezeu, să faci fapte bune, să faci fapte de caritate, să faci bine celor din jur, ceea ce nu înseamnă neapărat să le dai bani sau un ajutor concret. De multe ori un zâmbet sau un cuvânt bun e suficient, dar acest lucru creează echilibru. În Kabbalah se mai spune, de pildă, că nu există nimic întâmplător, că fiecare lucru are o rădăcină și că ceea ce ți se întâmplă, se întâmplă ca urmare a unui șir de fapte pe care poate le mai identifici, poate nu, dar ele există. Și ca atare, că atunci când ți se întâmplă un rău, el vine în urma unui alt rău pe care l-ai făcut undeva în trecut. Și ceea ce spune Kabbalah este că, de fapt și de drept, timpul este distanța dintre cele două momente, care nu sunt niciodată apropiate. Întotdeauna binele se răsplătește cu bine mult mai târziu și răul se răsplătește cu rău mult mai târziu. Și atunci este din nou o formă de responsabilizare de a spune că este datoria ta să fii în echilibru cu Dumnezeu, cu tine însuți, cu lumea din jur, pentru a te feri pe tine însuți de rele. Pe de altă parte, aș mai spune un lucru, și anume că vă spuneam că sunt încă două tipuri de Kabbalah, de fapt, unul împărțit în două ramuri. Pe lângă Kabbalah hermeneutică, cea care se ocupă de interpretarea textului, există o Kabbalah practică cu două subramuri, să spunem, respectiv Kabbalah meditativă, de tip extatic, care încearcă apropierea de Dumnezeu prin diverse metode și tehnici, multe dintre ele universale în lumea antică, tehnici de incantație, de respirație, care sunt și la alte tradiții. Dar există și o altă formă magică, o formă de invocare, o formă care, de fapt, manipulează lumea divină, pentru că folosește diverse tehnici de a determina manifestarea cu pregnanță a uneia sau alteia dintre atributele, uneia sau altuia dintre atributele lui Dumnezeu, tocmai prin ceea ce facem. Este un mod teurgic, un mod de a lucra cu Dumnezeu, pentru că, iarăși un lucru care este clar specificat în tradiția iudaică, este colaborarea dintre om și Dumnezeu. Tradiția iudaică spune că Dumnezeu a făcut lumea pentru om, i-a dat-o în grijă și ca atare, pentru ca lumea să continue să funcționeze, în acest proces permanent de reparare de care vorbeam anterior, Dumnezeu și omul colaborează. Niciunul dintre ei nu poate să lucreze singur. Nici omul nu poate lucra fără Dumnezeu, dar nici Dumnezeu fără ajutorul omului. Și asta se vede cel mai bine în citirea textului sacru din iudaism. Tora în limba ebraică este scrisă pentru că limba ebraică are numai consoane, e scrisă numai cu consoane. Limba ebraică în scris nu are decât consoane, 22 de consoane. Ori pentru a citi textul sacru trebuie vocalizat, că nu poți să citești numai consoane la rând. Evident că există niște reguli de vocalizare, dar această vocalizare nu poate face decât omul. Deci însăși citirea Torii este un act de colaborare cu Dumnezeu.
însă și actualizarea textului sacru e un act de colaborare cu Dumnezeu și ca atare nu poate fi folosit textul fără contribuția omului, nu poate fi actualizat. Și aici spuneam mai devreme că există această idee care a menținut iudaismul atâtea generații, că în fiecare generație există, pentru fiecare generație există un mesaj în textul Torei și depinde de fiecare generație să-și găsească mesajul, să o intre în spatele Torei și ca, așa cum spuneam, că în orice gândire hermetică, în fiecare generație există secrete noi pe care le pot descoperi. În aceeași idee menționată și anterior, ideea după care ceea ce este sus este și jos, ceea ce este jos este și sus, omul este un microcosmos, cosmosul este un macro-om. Structura aceasta antropomorfică de 10 puteri ale lui Dumnezeu este vizibilă în tot ceea ce există, inclusiv, cum spuneam, în ceea ce privește binele și răul. Binele și răul în tradiție evrească sunt văzute ca două laturi ale aceleiași structuri, două laturi ale aceleiași oglinzi și actul uman este, are dimensiune cosmică, ceea ce face omul determină manifestarea uneia sau celelalte părți a oglinzii, astfel încât, de pildă, nici în lumea divină nu există îngeri, există creaturi ale lumii divine care pot fi îngeri sau demoni în funcție de ceea ce facem noi. Și din acest punct de vedere, Anic de Susnel a prins în cartea ei o serie de elemente legate de corespondența asta între ceea ce înseamnă corpul uman și ceea ce înseamnă arhetipul din perspectivă cabalistică. Sigur, ea îl privește din perspectivă ortodoxă, perspectiva creștinismului ortodox, dar evident că aplicând aceste noțiuni ale cabalei nu poate scăpa nici de asemănările, de legăturile cu gândirea cabalistică, pe care, așa cum spuneam, o aplică în mod excelent, în mod renascentist, la tradiția creștină, obținând o cabală creștină extrem de actuală, de interesantă și care demonstrează că tradiția aceasta, chiar a cabalei creștine, este încă vie și poate fi actualizată și poate fi folosită oricând. Mulțumesc! Mulțumim, doamnei profesor Felicia Wallmann. În continuare, am să-i dau cuvântul domnului profesor Marius Vasileanu, pentru că vă leagă de Anic de Susnel o frumoasă prietenie de 20 și ceva de ani și cum Anic de Susnel a venit de multe ori în România. Ne puteți vorbi despre această, hai să-i spunem, relație spirituală pe care ați avut-o și pe care ați dezvoltat-o și cultivat-o de-a lungul anilor cu Anic de Susnel, despre impactul pe care personalitatea acestui celebru, ilustru cercetător, antropolog, l-a avut asupra dumneavoastră, ținând cont, bineînțeles, și de specializările ei, să menționăm faptul că a fost medic anestezist, matematician, antropolog, deci iată, vorbeam puțin mai devreme de interculturalitate și de interdisciplinaritate. Mulțumesc! Bună seara, doamnelor și domnilor! O să încerc să fiu scurt, cred că suntem obosiți. O să încep cu câteva mărturii despre Anic de Susnel. Într-adevăr, am avut această șansă miraculoasă să o întâlnesc încă de la prima venire în România, acum peste 20 de ani. Un om care face afirmații destul de îndrăznețe. Ați văzut și în acea mică înregistrare, există în România deja un multiple înregistrări care au fost făcute aici, în locuri unde a conferențiat. Anic de Susnel a fost invitată la început în România de medicul acupunctor celebru în cât a trăit, din păcate nu mai este pentru noi,
doctorul Ioan Ladea. Ioan Ladea studia chineză veche, ba chiar avea un cerc destul de restrâns care încerca să desțelenească, să facă o hermeneutică a textului chinezesc vechi, și e vorba de chineză veche, nu de cea actualizată, tocmai pentru a învăța acupunctură pornind de la aceste texte originale. Un lucru care nu prea se știe că s-a întâmplat în România, dar vreau să vă spun că Ioan Ladea avea rezultate concrete, uluitoare, și mai mult decât atât a avut și o recunoaștere din partea statului chinezesc. Ei bine, Ioan Ladea a început o corespondență cu Annick de Zuzemel prin președintele Societății Franceze de Acupunctură, medicul Jean-Marc Quespy. O să-l vedeți în introducerea acestui volum. L-a și avut invitat în România pe Jean-Marc Quespy și în felul acesta a adus-o în România, a și locuit la el la Joița la prima venire. Ulterior și-a făcut alți prieteni, sunt dator să mărturisesc aici, a fost foarte apropiată de cercul de yoga al profesorului Mario Sorin Vasilescu. A fost invitată în multe alte locuri în spații universitare. Annick de Zuzemel a ținut prelegeri și conferințe la Universitatea București, la Facultatea de Litere, la Medicină, tot aici în București, la Medicină, la Timișoara. În spații universitare, ea fiind creștin-ortodoxă, convertită de la catolicism la ortodoxie acum peste 50 de ani în urmă. Citez ca să fiu o mai bună catolică. A fost invitată să conferențieze la facultățile de teologie din București, Iași și Sibiu. Am avut șansa să o însoțesc în toate aceste împrejurări, fiindcă prietenii din România care au tot invitat-o și a venit de 7-8 ori aici. Ultima oară a venit în 2008, cred, invitata Institutului Cultural Român, echipa Horia Patapievici, a ținut două prelegeri la ICR București. Prietenii care au tot invitat-o au vrut să-i facă, bineînțeles, și câte un cadou, în sensul că urma să plece și dincolo de conferințe într-o mică excursie, pelerinaj pe la mănăstiri, pe la câțiva mari duhovnici care încă trăiau. Eu i-am fost un fel de ghid, să spunem, în toate aceste drumuri. M-am bucurat și mă bucur în continuare de prietenia doamnei Annick. Chit că mă feresc să spun, știți foarte bine, vorba atribuită lui Noica, dar în realitate aparține lui Léon Blois, care spune, nu, în relația maestru-discipol nu se știe cine dă și cine primește. În realitate ea era evident cea care mă ghida pe la Voroneț, decriptându-mi cine știe ce mesaje puțin vizibile sau puțin înțelese din freșcele din nord, pe care eu de altfel le cunoșteam destul de bine, fiindcă sunt născut acolo. Annick de Zuzemel rostește, spuneam, vorbe destul de curajoase. Spunea cândva, acolo unde teologii se ceartă, misticii se întâlnesc. Într-un fel, cam asta este un rezumat, poate, al acestei serii, fiindcă, într-adevăr, ea trăiește în acest stil. Pot să spun că o cunosc destul de bine, vorbim adesea la telefon. Ultima oară am văzut-o acum vreo 5-6 ani la Bruxelles, avea o
conferință la Universitatea Catolică de acolo, de fapt un seminar mai lung de 2-3 zile, și vreau să vă spun că ăsta este stilul în care trăiește, ea este acasă peste tot, chiar dacă vorbim de tradiție chinezească, de hindusă, de iudaică. Acum, sigur că studiile pe care le-a făcut, și trebuie să subliniez aici, este un om care are 3 licențe. Are licență, mai nouă este și la noi în România, până acum câțiva ani de zile nu era așa ceva, ca asistent medical, are licență în matematică și are o gândire cristal și are o licență în teologie ortodoxă. A învățat cabală cu un rabin, nu cabală, îmi cer scuze, a învățat limba ebraică cu un rabin. De altfel, aici sunt obligat să fac o precizare. Anic mi-a declarat adesea și sublinează de câte ori are prilejuri, ea nu face cabală. Sigur că pot fi citite, poate fi o lectură în cheie cabalistică a lucrărilor scrise de ea. În limba română mai avem încă 3 lucrări pe lângă simbolismul corpului uman, vi le recomand, Oedip interior, Egiptul interior și mai nou la primele 2 la tot la Marcord, ultimul volum se numește Femininul ființei, a apărut la editura Universității din Iași. Așadar, ea nu practică la propriu cabală. De altfel, aici trebuie să vă spun că de-aia am și creat poate o mică sincopă refuzând să traduc chiar acel videoclip. Există niște rigori destul de clare din punctul de vedere al tradiției cabalistice. Pot să vă întreb în frunte cu mine, sunt bărbați care au sub 30 de ani în sală? Eu am sub 30, după cum vedeți. Vă rog, nu aveți curajul să ridicați mâna? Trebuie să vă spun, nu, sub 40, dar am vrut să zic 30, că sunt mai tânăr. În realitate, să știți că în cabală ai voie ca bărbat, din punctul de vedere al tradiției, să te apuci sau poți fi primit, inițiat, abia după 40 de ani. În privința femeilor nu vreau să spun nimic. Domnul Moshe Idel, domnul Idel Segal, care a coordonat o colecție superbă, Illo Tempore, și care m-a ajutat cândva văzând că mă împiedic la învățarea limbii ebraice, nu s-a prins prea mult de mine, să știți. Mi-a primit cu surâs această chestiune pe care i-am spus-o. Dom'le, totuși, bărbații, eu pe atunci totuși chiar aveam 30 de ani, mai puțin chiar, n-au acces decât după 40. Ce vreau să spun este că este apreciată, iată, Anic de Suznel, în toate aceste medii. Am spus înainte de acupunctură, aș putea să spun de medici, de homeopați, de teologi ortodoxi sau catolici, cu care are relații în continuare bune și cu catolicii fără îndoială, ba chiar și de mediile cabalistice foarte specializate. Am avut șansa să-l cunosc pe domnul Moshe Idel acum mai mulți ani în urmă și s-a bucurat efectiv când a aflat de la mine că Anic de Suznel încă trăiește. A avut chiar intenția să o caute, nu știu dacă s-a și întâmplat. Anic de Suznel are o relație foarte complexă și caldă cu românii, dincolo de aceste vizite de care v-am spus. Am mers împreună la câțiva mari duhovnici, încă l-am prins pe părintele Ilie Cleopa, părintele Sofian Boghiu, părintele Arsenie Papacioc, părintele Teofil Părian de la Sâmbăt, acel orb, și așa mai departe. Părintele Galeriu, aici în București, l-a vizitat de mai multe ori. El era chiar foarte acasă în scrierile doamnei Anic de Suznel. Când l-am vizitat prima oară, a venit cu o carte încă netradusă și a început să-i povestească în franceză, să dezbată pe subiectul cărții. Dar dincolo de aceasta, Anic mi-a spus, bineînțeles că ne tutuim, îmi cer scuze dacă îi spun și eu pe nume, în fața dumneavoastră nu e protocolar,
Anic mi-a spus că undeva prin anii 60-70, n-am reținut cu exactitate, l-a cunoscut pe Mircea Eliade în casa numai puțin celebrului Paul Barbăneagră, l-a cunoscut tot acolo pe Ștefan Lupascu și are și astăzi o relație de prietenie caldă cu domnul Basarab Nicolescu. Așadar, iată o privire, o panoramă poate un pic mai amplă. Ceea ce aș vrea să mai spun este că suntem nu numai onorați de prietenia pe care o poartă românilor, și să știți că și în străinătate sunt mulți români originari care s-au născut aici și care au căutat-o, au mai mers la cursurile ei. Însă, revenind la ceea ce m-a îndemnat domnul Sorin Lucaci să spun, Am multe în cap și pornind de la lecturile din ANIC, dar mai ales de la întâlnirile și însoțirile directe. Una din lecțiile cele mai frumoase pe care le-am primit de la ANIC de Suzunel a fost chiar la această ultimă întâlnire petrecută în România, când a fost invitat a Institutului Cultural Român. Am fost împreună, locuia la un hotel, am scos o seară, într-o seară la un restaurant, eram numai noi doi, am luat o cină și la un moment dat îmi spune, eram față în față, deci eram acum vreo 10 ani, închipuiți-vă că avea 85-86 de ani pe atunci, îmi spune să știi că nu o să mai pot călători chiar așa mult, m-a avertizat, a avut această intuiție, are niște intuiții fabuloase, nici în România nu o să mai vin. Mi-a spus prietenii mei, sigur că ține foarte multe cursuri în Franța, au găsit un fel de capelă dezafectată, dacă am înțeles eu bine, undeva în apropierea localității unde locuiește și zice o să țin cursuri mai mult acolo. Zic ok, mă bucur, și a venit cu precizarea că fiind o clădire de patrimoniu, acea clădire sigur că necesită mai multe lucrări de întreținere, de restaurare, va fi gata abia peste 2 ani. Deci un bătrânel de 85 de ani zice că o să țină cursuri peste 2 ani acolo. Evident că fața mea a trădat o anumită teamă, la care ea a adăugat, dacă bunul Dumnezeu o să vrea, uite că bunul Dumnezeu a vrut și Anic de Suzunel a ținut cursuri acolo, ba mai mult, când am condus-o acasă, la hotel, vreau să spun, am coborât dintr-un taxi și mi-a zis, o minune a făcut ca eu să pot veni acum în România. Bineînțeles, noi ca românii am trimis invitația pe ultima sută de metri, n-a fost chiar foarte protocolar și am zis, e cumva din cauza piciorului, făcuse o operație la picior, se ținea de brațul meu, eram foarte încântat să o țin de braț. Și spune, nu e vorba de asta, zice, n-am avut loc în agendă, de ce plină este agenda? Un om care are la acea vârstă, și vă spun că este și astăzi la fel, o asemenea gândire pozitivă, zic psihologii, vă recomand editurii Herald să publice cărțile doamnelor profesoare, sunt foarte încântat de ambele discursuri și cunosc câte ceva din cele scrise de doamnele profesoare, mai ales cartea despre mistica iudaică a doamnei profesoare. Ce vreau să vă spun este că iată o gândire de om viu și revenim la simbolismul corpului uman. Anic de Suzunel a plecat și mi-a spus că datorează foarte mult convertirii la ortodoxie, fiindcă acolo a regăsit, poate alții o să găsească în alte tradiții, nu-i nicio problemă, dar ea, asta a fost drumul ei, a găsit cheia de înțelegere a simbolurilor. Fiindcă s-a întrebat ce înseamnă
de la un act aproape fiziologic pe care îl regăsești în tradiția iudaică de mult și cea de astăzi, tăierea împrejur. Dar în Vechiul Testament și în cărțile sacre găsești despre tăierea împrejur a urechii și mai găsești scris despre tăierea împrejur a inimii. Atunci, toate acestea dau de gândit și noi încă nu avem răspunsul sau trecem a împasa în fugă pe lângă toate acestea. Nu adâncim. Evident, nu întâmplător a spus și în acest mic video, inclusiv discursurile teologilor sunt adesea superficiale. Cei mai mulți nu știu despre toate acestea. Vă spun din proprie experiență. De aceea, Anic, dincolo de tot ceea ce scrie, cărțile ei sunt mult mai multe netraduse, m-aș bucura enorm să fie traduse în România, dar să știți că traducerile trebuie făcute profesionist și sunt foarte puțini cei care sunt capabili de așa ceva. Cea mai bună traducere din ce s-a făcut până acum este cea de la Iași, făcută de un părintele profesor Gheorghe Popa. Însă Anic se gândește de pildă și adesea în prelegerile ei vorbește despre cuvântul vârstă, care într-unul din înțelesurile ascunse, nenumărate, fiindcă sunt multe, ale tradiției iudaice, se traduce prin bucurie. Cu alte cuvinte, pe măsură ce înaintezi în vârstă, ar trebui să fii mai plin de bucurie. Asta este Anic de Susedel. Și pentru asta suntem atâția care o îndrăgim, mai ales cei care au avut șansa să o cunoască, cei care o caută. De aceea sunt foarte încântat pentru prilejul de a fi fost împreună în această seară. Mai spune ceva, tocmai fiindcă este acasă în toate tradițiile. Știți, am fost împreună cu domnul Lucaci la o emisiune și mi-am amintit despre o vorbă de a lui Eliade, care într-un ultim interviu a fost întrebat: ești unul dintre cei mai mari istorici ai religiilor, era cam pe finalul vieții Eliade, dar dumneata în ce crezi? Iar Eliade a răspuns: mă simt acasă peste tot, centrul e pretutindeni. Cam pe aici este și Anic. Anic este un om înțelept, care nu numai că a văzut multe și a trăit multe, a trecut și prin greutăți, dar are o viață foarte vie, chiar la această vârstă înaintată, și e foarte atentă la ceea ce se întâmplă. Doamna profesoară Minulescu a vorbit despre vise. Mi-a povestit odată, venind, nu mai știu de pe unde, din ce pelerinaje, despre un vis avut în care, Anic, în care personajul central era Martin Buber. Nu o să intru în amănunte, dar toate acestea cred că sunt necesare tocmai pentru a avea și noi o privire mai limpede. M-au bucurat foarte mult aceste descrieri ale editurii, producției editurii Herald, pe care o admir de foarte mulți ani, însă aș vrea să avem proprietatea termenilor. Nu există ruptură la ora aceasta, cum se credea în ultimii 100 de ani sau înainte de secolul 20, mai degrabă, între știință, religie, între misticism și ezoterism, între toate acestea împreună și cunoașterea empirică. Cum vedeți, aceste lumini care arată sala, realitatea este una singură,
corpul meu, corpul tău, este unul singur. Cum se face atunci că există mai multe descrieri ale corpului nostru interior, că este vorba de corpul iudaic bazat pe sefira, că este vorba despre cel hindus bazat pe chakra, a nu se confunda? Sunt mulți care fac această confuzie. Acel chinezesc și așa mai departe, fiindcă sunt mai multe. Din păcate, aceste confuzii se întâmplă și acest haloimăs, eu cred că poate fi reglat prin recurgerea la profesioniști. Cândva, aceștia purtau numele de inițiații. Astăzi trăim într-o lume atomizată când afli de pe internet, din cărți, nenumărate lucruri. Important este cum așezi într-un puzzle sau cum așezi acest puzzle împreună. Îți trebuie o îndrumare. Și într-un fel asta a fost șansa mea de a fi alături de Anic și de a învăța cumva direct de la sursă, fără să fiu, subliniez asta, un specialist în scrierile ei. Dar poate că am înțeles un pic mai mult, tocmai având șansa să o cunosc direct, să o văd închinându-se pe la cine știe ce mănăstiri sau în fața unui duhovnic, să o văd lăcrimând, să o văd spunând poezii de o sensibilitate extraordinară. Și iubind foarte mult această țară, odată am făcut împreună cu câțiva prieteni evocați mai devreme un paște ortodox aici, în România, și mi-a spus: nici nu știi ce mult înseamnă pentru un ortodox cum este ea, să faci un paște într-o țară ortodoxă. Evident, în Franța, mai ales Franța de acum 15-20 de ani, era mult mai complicat. Între timp s-au dus românii și lucrurile sunt mai relaxate și pe acolo din punctul ăsta de vedere. Toate tradițiile spirituale au memoria viitorului, mai spune Anic de Suzanel. Dar aceasta trebuie să știi să înveți, și cum înveți decât căutând în inima ta. Fiindcă, iarăși citez din conferințele pe care le-a avut și unde specifică adesea, am publicat la un moment dat în revista Viața Românească două dialoguri cu Anic de Suzanel, petrecute cu vreo 20 de ani în urmă. Chiar dacă s-ar putea să nu mă confirme doamna profesoară, există înțelesuri ascunse și ale cuvântului bărbat, și când vorbesc despre bărbat mă refer la o entitate, indiferent de gen, fiindcă există și noțiunea de bărbat, de săvârșit, de om, în sensul de om, da? Anume, ce este bărbat? Este cel care își amintește. Cel care își amintește. Ce-ți amintești? Îți amintești de ceea ce ești cu adevărat. Și atunci ajungi om desăvârșit, indiferent că ești bărbat sau femeie. Vă mulțumesc! Mulțumim domnului profesor Marius Vasileanu. Dacă sunt întrebări din public, să le punem întrebări invitațiilor noștri, să vedem cum ajunge microfonul la dumneavoastră. Sau dacă puteți. E perfect. Cine vrea să vă răspundă? Ca să spui că totuși trebuie să... E
Idealul ar fi fost să aveți în față desenul. Dacă l-aveați, era foarte simplu. Așa e destul de greu pe din afară. Imaginea se regăsește în corpul uman. Imaginea este, de fapt, un... pornește cu cea mai înaltă dintre manifestări, cu coroana, și urmează apoi două paralele, una în mijloc, două paralele și una jos, ca imagine. Și corespunde cu aura de deasupra capului, cu cele două emisfere ale creierului, apoi cu cele două brațe, inima, organele genitale și picioarele. Deci astea sunt corespondențele în mare. Sunt imagini în carte, dacă aveți carte, sigur le puteți găsi. Deci asta ar fi corespondența. Și din punct de vedere al tradiției evreiești, spuneam că această corespondență se regăsește și în ce privește relația cu Dumnezeu, respectiv, cum spuneam, există în manifestarea fizică a corpului uman, a lipsurilor, când ai o durere, când ai o problemă de sănătate, este de fapt și o reflectare a modului în care relaționezi cu Dumnezeu, pentru că relația e directă. Și atunci, cum spuneam, dacă ai o problemă cu inima, înseamnă că ai o problemă cu echilibru și armonia în viața ta, nu echilibru fizic, ci echilibru în viața ta, armonia în viața ta. În tradiția cabalistică există ceea ce se numesc corecturi sau corecții. Adică, așa cum spuneam, dacă s-a întâmplat să existe în trecut un lucru rău pe care l-ai făcut, trebuie întotdeauna corectat. Dacă nu ți-ai dat seama că există acel lucru rău și nu ți-ai cerut iertare în anul respectiv de ziua de Yom Kippur, care este tradiția clasică, ideea e că trebuie să găsești o cale de a echilibra acel rău făcând bine. Deci, făcând mai mult bine, echilibrezi un rău chiar dacă nu-l identifici. În momentul în care ai o lipsă, în momentul în care ai o problemă de sănătate, înseamnă că există undeva o necesitate de a corecta ceva care s-a întâmplat. Și aici o să mai fac o paranteză. Există în tradiția evrească, chiar în textul Torei, ideea că pedeapsa merge până la a șaptea generație. Asta, de fapt, nu înseamnă neapărat că va fi pedepsit un strănepot, ci înseamnă că este o formă de responsabilizare. Așa cum poate ție nu-ți place să plătești pentru ce a făcut altul, poate te gândești și tu de două ori înainte să faci ceva rău pe care o să-l plătească altul mai târziu. Și asta, de fapt, justifică și ideea de corecție. Dacă ți se întâmplă un rău pe care nu poți să-l identifici, atunci poți să te gândești eventual că plătești un rău făcut de cineva înaintea ta. Încă o dată, nu-i vorba de reîncarnare, nu l-ai făcut într-o viață anterioară, ci un strămoș al tău a făcut un păcat care trebuie plătit. Și chiar, de exemplu, astrologia cabalistică, pentru că există și astrologie cabalistică, evident, astrologia cabalistică, de pildă, spune că harta astrală la naștere nu este un dat, ci este o promisiune. Depinde de tine dacă se actualizează sau nu. Dacă este o promisiune bună, trebuie să o menții făcând fapte bune, iar dacă este o promisiune rea, poți să o schimbi făcând fapte bune. Deci întotdeauna există ideea asta de corecție și de echilibru. Ca să răspund, de fapt, doamnei care a pus întrebarea, care se referea la ceva foarte concret, de asta v-am și dat exemplificarea cu visul. Când lucrez în terapie și lucrez cu visele, de multe ori apar mesaje pe care le citești simbolic, metaforic, când apar părți ale corpului, că apare inima care se manifestă într-un anumit fel, nu? Nevoia de iubire, de hrană, că apare, într-un fel sau altul, iată, degetele, nu? Care semnificau exact ca în ceea ce spune Anic de Suzanel, dintr-o perspectivă, din perspectiva inconștientului, a sufletului nostru, semnifică ceva, nevoia aceea de schimbare, de repotențare a ceva care s-a pierdut prin alte energii. Deci, această simbolistică a corpului uman este vie în noi. Și lucrând în terapie îți dai seama de acest element de viu. Nu? Și în vis era pe jumătate mort, pe jumătate viu. O parte a murit, o parte este vie și dacă ți-o asociezi această energie exprimată simbolic prin, în cadrul visului, prin zona aceea a corporalității, reușești să mergi mai departe, să reconstruiești, să repui în echilibru ceea ce s-a pierdut. Deci, simbolismul corpului uman este de facto foarte concret. Tu
totuși să fii deschis și să înțelegi limbajul simbolic, nu-i nimic sofisticat. Aș vrea și eu să vă spun ceva, dacă îmi permiteți. Ce înseamnă un simbol? Acum o să vorbesc ca profesor de istoria religiilor. Mi-au fost de folos scrierile lui Anic și în elaborarea doctoratului, dar cred că am gândit asta ceva mai de mult. Este ca o ambasadă. Gândiți-vă concret. Ambasada Franței, aflată în București, are așa o bucată de pământ în jurul clădirei care aparține statului francez. Ai sărit gardul, ești în Franța, în mijlocul Bucureștiului. Cam așa este și cu simbolul. Este o ambasadă în lumea noastră a unor lucruri existente deasupra noastră. În felul acesta, dacă gândești și dacă știi să le trăiești, iar Anic este un om care chiar trăiește aceste chestiuni. Într-un fel, întrebările acestea sunt foarte bune cu exemple pe care să le tot dăm, dar noi nu facem decât să vorbim despre, cum ar spune noi, ca nu întru. Anic de Suzanel vorbește întru aceste chestiuni și te trezești din când în când spunând, dacă ești în preajma ei, da, iată, am simțit cu tare și cu tare lucru, fiindcă deja intuițiile au adus-o atât de departe, încât pur și simplu simte în ființa sa tot ceea ce vorbește. Cu alte cuvinte, este o identitate totală între gând, cuvânt și faptă. Mulțumim domnului profesor Marius Vasileanu, de asemenea mulțumiri doamnei profesor universitar Mihaela Minulescu, doamnei conferențiar universitar dr. Fericia Valman de la Facultatea de Litere, colegii mele, Gabriela Denis, care îngrijește și se ocupă de colecția Arhetip, în care a apărut la editura Herald Simbolismul Corpului Uman de Anic de Suzanel. Le mulțumesc gazdelor noastre din această seară, Universitatea Spiru Haret, prin reprezentanții acestei universități, domnul profesor universitar Petru Lisievici și domnul profesor universitar Matei Georgescu, pentru că ne-au găzduit și pentru că am realizat acest eveniment frumos, interesant, și sunt convins că veți merge acasă cu informații utile despre ceea ce înseamnă simbolismul corpului uman. Vă invit, bineînțeles, să achiziționați cartea de la standul editurii Herald. Vă mulțumim pentru prezența din această seară și vă urez în continuare o seară cât mai plăcută.